Am mai pierdut un burlac, de fapt nu l-am pierdut, dar l-am pus la casa lui. Interpretul Alexandru Cucu a jucat o nuntă de pomină cu invitații aleși pe sprânceană, iar în capul mesei a avut alături de el cea mai frumoasă mireasă. Și după cum ați înțeles deja, nouă ne place să vă împărtășim bucuria, am invitat tinerii insulăței la o discuție pe canapea. Cine a cântat la nuntă? Ce tradiție au respectat? Ne spun imediat Alexandru și Victoria, familia Cucu! Bună! Salutare! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Regăsit! Da, dacă tu mai multe ori ai mai venit, iată pe Victoria, prima dată o văd și o cunosc. În primul rând, felicitări pentru familia voastră! Mulțumim tare mult! Unde l-ai văzut prima dată? Ți-amintești? Sigur că mi-amintesc, a fost Head în 2012. De atâția ani sunteți împreună? Da, la noi avem o întreagă istorie de dragoste. Dar noi avem un timp, ia povestește-mi, cum l-ai întâlnit? Păi a fost ceva foarte banal. Alex a reușit să-mi... toate stereotipurile să mi le... un pic așa să mi le șteargă, da? Ceea ce ziceam eu că nu va fi la mine, așa și a fost. Lumea virtuală. Așa, v-ați cunoscut pe Facebook? Adnăclasnicii pe atunci. Da, de fapt, atunci. El era în mod atunci și să vă întrerupe Victoria și să-i spun că a spus că niciodată în viață nu se va întâlni cel puțin cu un muzician. Așa, exact. a doilea. Și de când ai aflat că este artist? Mai târziu, când deja ne-am cunoscut în lumea reală. Aha, îți era frică să-i spui? Nu mi-era frică, pentru că eu mereu ce am dispus eu spun în față și eu pe atunci cântam la nunți, mai mult la nunți eram cunoscut și mai mult la radio, radiourile astea care difuzează muzică populară. Ea, desigur, nu asculta, dar acum să știți că le știi și le ascult pe toate. Exact, îl urmăresc. Păi cântă bărbățelul, nu? Și atunci când cântă bărbățelul, dai volumul mai mare. Atâția ani ați așteptat sau ați întins plăcerea? Am savurat, zic eu. Am crescut împreună, am învățat multe, am învățat... Ne-am dezvoltat. Exact. Și să știți că, cum am spus, și ea are un caracter și eu am tot nu rău caracter, dar să știți că ne-am cizelat în anii aceștia și știm ferm că am fost în fața altarului și am spus da cu toată inima. Părinții, de câți ani vă rod la cap? Asta e tema aparte. Părinții de mult deja așteaptă și nepoții și... Dar noi am zis că, măi, fiecare cu viața lui, fiecare își alege destinul, soarta, fiecare... Și noi așa am decis. Scris în frunte, pus așa că ori de câte ori noi poate am vrut să o facem mai degrabă, dar pandemia asta ne-a încurcat. Încă doi ani, încă un an și mai să mai adăugat. Da, exact. Am avut mai multe tentative. Și uite că în final am reușit și sperăm să mergem așa și mai departe. Așa, începem nunta. Câți oameni ați avut voi poftiți la nuntă? 50% din capacitatea sălii. Oh, Doamne, îmi dau seama că voi aveți mult mai multe neamuri, prieteni și lista ar fi fost mult mai lungă. Deci știi câți nu au putut să vină și pe câți nu am putut să invităm și ne cerem scuze față de ei, pentru că așa au fost regulile, a trebuit să le respectăm și sperăm că ne întâlnim cu alte ocazii și după pandemia asta. Ocazia pe care o așteaptă bunie cu mătrie, da? Da. Invitați. Ați avut invitați așa, unul ca unul. Cine a cântat la nunta voastră? Sper că Mirele nu a cântat. A cântat și Mirele. Măcar la nunta ta să te odihnești, a? Nu puteam cu așa o muzică în față, cu cei mai vestiți lăutari în frunte, cu Nicolae Botgros și Corneliu Botgros. Au mers toate strune și... sincer, nu, m-am gândit să nu cânt la nuntă, dar prea bună muzica a fost. Ca să nu o faci, iată, vedem pozele de la eveniment. De fapt, aveți o relație frumoasă cu clanul Botgros. De cât timp îi cunoști? Sunt ceva ani în spate și vreau să le mulțumesc pentru că din prima mi-au acceptat propunerea și rugămintea, mai bine spus, și maestru mi-a spus că
am să fac tot posibilul ca să vin la sărbătoare și mă bucur că au fost prezenți, iată, și pozele, și au fost o mare parte din orchestra Lăutarii, la care țin foarte mult și le mulțumesc că ne-au făcut o atmosferă de vis la care am visat de mic copil și visele, să știi, că se realizează. Tot prin oameni. Tot prin oameni. Și visul tău s-a realizat. Două rochii de mireasă, da? Da. Așa, una am văzut-o aia în care ai fost așa în parc, mai de vis, mai de zână, și alta mai cu petricele, mai cu dantelă. Da, deci eu mereu am visat că eu la nunta mea voi fi prințesa. Așa. Și uite că am și realizat. M-am simțit într-adevăr prințesa din povești. Câți oameni s-au împiedicat în rochia ta? Mai tu ai păstrat distanța socială. Exact. Câte kilograme a cântărit rochia ta? Sau nu era? Au fost câteva. Au fost, da? Au fost. Te-ai antrenat înainte de asta? Am fost puternică, da. Bravo, ai rezistat. Și este puternică. Cu așa bărbat, cred că da. Cum ai zis și tu, de caracterul tău bun, de asta vreau să zic. Tu știi ce te-ai băgat. De fapt, atâția ani, atâtea nopți nu l-ai avut aproape. Da, conștient ai mers la asta, pentru că nu orice femeie e ok ca îi dai la revedere seara și îl vezi a doua zi dimineața. Prima perioadă a fost mai dificil, deci cred eu că atunci eram și mai copil. Mm-hmm. După care, după cum și-am zis, ne-am maturizat împreună, am început să ne acceptăm fiecare poziția fiecăruia, fiecare cu, oricum fiecare are intimitatea sa, fiecare are hobby-ul său, fiecare are job-ul său și acum e bine. E bine, da. Deci, în aceste momente avem aici o relație frumoasă între un artist și un economist. Exact. Și cum se împacă lumile astea, parcă contradictorii? Păi, tocmai plus cu minus se atrag. Eu știu, el vine și tu numeri, da? Dar cât eu dorm, cât eu mă odihnesc, ea numără, dar să știți că noi, chiar interpreții, mai suntem de ăștia, că am făcut, am cheltuit, dar datorită economiei se mai păstrează ceva bani în bugetul familiei. Da, asta este foarte, foarte important. Mă bucur pentru voi, multă sănătate și armonie în familia voastră și dorința bunicilor să se împlinească. Să dea Dumnezeu și vă mulțumim pentru invitație. A fost o invitație neașteptată, pentru că noi am fost așa mai modești. Păi da, tocmai de asta noi când... Sașa Zânțoară, dar de unde? Până unde? Nu ai știut nimic. Cum? Că nu prea ne scapă lucrurile astea. Noi știm că are și că ne gravit, așa că pregătește veca.